Evet. De ce te-ai zis la asta? De ce să ribiți prin asta? Nu, zice, de la stânga la dreapta. Ai scris insistăm? Ei, ce trebuie să facem aici? Nu știu. Cum să nu? 49 la 7. De ce la 7? Împărți la 7. Împărți la 7? Da. Adică trebuie să împărțim 49 de două ori. Nu știu când va veni rezultatul ăla, nu împărțim. Înțeleg. Da? Deci facem împărțirea asta, ce ne dă împărțim la 7? Nu pe 49 împărțim la 7 și tot pe 49 la 7. Rezultatul. Vezi? Deci rezultatul împărțirii. Hai să vedem, cât face 49 împărțit la 7? 49 împărțit la 7... Șapte ori cât fac 49? Ori 6. 7 ori 6 cât face? 7, 6, 42. Vezi? În 49. M-am apropiat. Păi, atunci? 7. 7. 7 ori 7 fac 49. Și atunci, 49 împărțit la 7? 7. Deci egal, zici mai 7, rezultatul împărțirea acesteia este 7. 7 împărțit mai departe la 7. Și închidem paranteza. 8 împărțit minus. Minus. 16 împărțit la 8. O putem face, nu? Da. Da, 16 împărțit la 8 este egal cu 2. Deci 2 minus 2 ori, ori, 2 ori. Deschidem paranteza și ne apropiem de paranteza acum. Suntem în interior ce avem de făcut. Ia să vedem aici. 2 ori 5 minus. Așa, 5 minus, stai tu liniștit, 5. Dar nu se poate. Ce nu se poate? A, bă, se poate. Ai vrut să spui minus 6 nu se poate. Mm-hmm. Păi nu ia, ea stă 5, scăderea asta stă mai târziu, trebuie să facem împărțirea aici. E egal cu 4. 6 împărțit la 2? 6 împărțit la 2 este egal cu 3. Deci 5 minus 3. 5 minus 3, că am făcut împărțirea de aici. 5 minus 3. Și egal mai departe cu, te rog. Egal mai departe cu... Iar o luăm la capăt. 9. Hai, 9. 9. Ori. Ori. Cât avem acum? 1 plus 7 împărțit la 7 egal cu... Cât fii atent, rog. 1 plus 7, 8. Vezi? Iar greșeală gravă. Ce caută? 9 ori 1. De ce 9 ori 1? 9 ori toată paranteza. Ori toată paranteza asta. Adică... Adică 7 împărțit la 7 întâi. 0. Cum 7 împărțit la 7? 1. 1. 1 plus 1. Deci 1 plus 1, să înțelegem toată lumea, punem 1 plus 1. Nu că n-am știut că face 2, dar ca să se înțeleagă că am făcut împărțirea asta. Plus 2 ori... 2 ori, cât? Plus 2. Ori. 2 ori. 2. 2 ori. 2. Și nu mai departe cu. Și egal, nu e egal cu... Cu 1. Luăm de la egal de aici. De la egal ăsta ne măturăm în față. Hai. 9 ori 2 egal cu... Nu se... 9 ori 2. 9 ori 2. Sau 2 ori 9. 2 ori 9. 2 ori 9. 18. Deci vine 18 plus... Plus 18 plus 4. Plus 4. Egal cu... 22. Egal cu 22. Internal la fix. Da, deci rezultatul este 22. Observăm aici că, din nou, am avut niște lucruri importante. Nu opri. Și zicem, la sinteza lui, da? Dar n-am scris minus acolo sus? Unde? Uitați, acolo a scris minus și apoi jos plus. Minus 2, corect. Foarte bine a venit. Și ai văzut la timp, 2 ori 2. Da, corect. 8 pe minus 4, cât face? Egal cu 2, egal cu 14. Bun. Este atenți la chestiunea de asta. Da. Există și riscul să de colo-colo să nu fim atenți și să scrim alt semn și am stricat pe ghișiță.
La sinteza orei, trebuie să spunem următoarele lucruri. Ordinea efectuării. Ordinea efectuării operare. Ordinea efectuării operațiilor. Și nu numai operații, și a paranteză. Și importanța parantezelor, că n-am avut paranteze rotunde și dar rotunde, atât. Ordinea efectuării operațiilor, importanța parantezelor. Da? Deci asta am avut. Așa se răspunde să urmărească, că sunt lucruri foarte importante. Da? La revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. Așa. La revedere! La revedere!